Paraclisul cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Nicodim de la Tismana, situat la demisolul catedralei acoperământul Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbu, a îmbrăcat joi 6 decembrie 2018 straie de sărbătoare. Sfânta liturghie a fost oficiată de arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți. Răspunsurile la strană au fost oferite de grupul psaltic al așezării monahale. Cu acest prilej s-au înălțat rugăciuni pentru odihna sufletului schimonahului Serafim Bozariu, viețuitor al mănăstirii Hadâmbu, al cărui trup neînsuflețit se află într-un sicriu în biserica mare a așezământului monastic până sâmbătă 8 decembrie. Zilei a fost ținută de preotul Dumitru Apetri de la parohia Botoșenița Mică, protopopiatul Rădăuți, județul Suceava. La dar copilul Maicii Domnului, părintele stareț Nicodim din Vrâncie Nicolae, iubitor al Sfântului, care urcă ca mare și sfințește acest loc, odinioară părăsit, și o face pe Maica Domnului cunoscută nouă, și prin Sfântul Nicolae se facă multe binefaceri poporului sărac care își așteaptă mila și ajutorul lui Dumnezeu. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a făcut referire la momentul trist din viața mănăstirii Hadâmbu, cauzată de plecarea la Domnul a schimonahului Serafim. O mâhnire destul de grea de dus, să spunem, fiindcă eu personal, ca părinte stareț, am pierdut un viețuitor de dat exemplu cât voi trăi pe fața Pământului. Vrednic, supus, smerit și ascultător. De o trăire rar întâlnită în viața de monah. De multe ori ne temem de începutul unui monah. Îi vedem râvna, îi vedem credința, dar ne gândim cum va sfârși în viața monahală. Cum spunea Părintele Cleopa, mai ușor este să se zidește o biserică, o catedrală, decât să formezi un monah. Părintele Serafim le-a avut pe toate. A intrat în viața monahală la 72 de ani. A avut acest gând curat de mic copil să ia chip ungeresc. Și n-a reușit să vină. A venit la vârsta aceasta, dar a reluat anii trecutului. O să spun că n-am avut niciodată în obște așa monah râvnitor. Foarte multe pilde ne-a dat din viața lui. Din trăirea lui ne-am folosit din cuvintele folositoare, dar și din chipul blând luminat al Sfinției sale, care pe foarte multe lume îndruma, apropiat de Dumnezeu și Maica Domnului. Deși a fost un simplu monah, schimonah, prin trăirea și darul care l-a dat Dumnezeu, avea acest dar, prin simplitatea Sfinției sale, de a-L propovădui pe Dumnezeu, și prea curata Maica lui Dumnezeu. Avea tot timpul un cuvânt. Când venea un bolnav la el, spunea, du-te la Măicuța Domnului, la icoana Făcătoare de Minuni. Și ia icoana acasă și spunea așa, Iisuse scumpă, ajută-mă, Măicuță scumpă, ajută-mă. Făcea rugăciune pentru unii poate simplă și puțină. Foarte mulți bolnavi s-au tămădit chiar de cancer. Până și preoții de mir unii veneau la el pentru cuvânt. Pierdere pentru obștea noastră. Simt un gol foarte mare.
atât de bucuros era când mă vedea și primul cuvânt îmi spunea: părințele stareț, vine să-ți sărut mânuța. Și în chiliuța lui, când intra la sfinției sale, tot timpul îmi mulțumea că am intrat la el. Să-l văd. Soborul preoților s-a îndreptat apoi spre catedrala acoperământul Maicii Domnului pentru a oficia parastasul pentru schimonahul Serafim.